Nedotarea automatelor comerciale cu aparate de marcat electronice va aduce amenzi usturătoare comercianților. De la 1 octombrie, fiecare firmă care deține automate care livrează diverse produse sau servicii sunt obligate să asigure dotarea dispozitivelor cu aparate de marcat electronice, în vederea transmiterii datelor fiscale către sistemul informatic al Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Amenzile pentru nerespectarea acestei măsuri pot ajunge și până la 10.000 de lei. De la începutul lunii octombrie, fiscul va începe să dea amenzi operatorilor economici care nu au montate case de marcat la automate. De la 1 octombrie 2024, firmele care nu au dotat automatele comerciale care oferă anumite servicii, băutură, alimente sau alte produse cu aparate de marcat electronice fiscale pot fi amendați usturător. Amintim faptul că persoanele care vor să-și achiziționeze un anumit produs de la aceste automate pot plăti cash cu bancnote sau cu telefonul, practic prin card. Potrivit fiscului, operatorilor economici le pot fi confiscate sumele nejustificate. Operatorii economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale, care funcționează pe bază de plăți cu cardul, precum și de acceptare de bancnote sau monede, au obligația de a le dota cu aparat de marcat electronic fiscal, a precizat ANAF. Firmele care nu vor respecta obligația de a asigura dotarea automatelor comerciale cu aparate de marcat în vederea transmiterii datelor fiscale către sistemul informatic al ANAF vor fi sancționate cu amendă de la 8.000 la 10.000 de lei și li se va suspenda activitatea la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor.